Continuăm emisiunea Oameni Buni, așadar acum avem o poveste de viață și aș vrea să fiți atenți. E vorba de Răzvan Botezatu, a fost primul concurent din jungla dominicană care a strigat: sunt celebru, scoate-mă de aici. Ei bine, astăzi Răzvan este cu povestea copilăriei pe care oarecum a început-o, dacă ați fost atenți la acest show, și se pare că lucrurile de acolo au revenit. E vorba despre abuzurile tatălui, despre violența din copilărie, despre toate aceste lucruri și cât de bine ar fi putut în perioada aia, când era atât de greu să poată să spună foarte simplu: scoate-mă de aici. Da, mă rog, vorbim despre toate aceste lucruri chiar cu el, Răzvan Botezatu. Salut! Salut! Sper să nu mai... Nu mai, ăla a fost atunci acolo, paianjă, nu? Acum, știi cum e? Ne-ai speriat tu pe noi când am citit toate poveștile astea prin care ai trecut, că da. Mi se par incredibile și mi se pare incredibil faptul că acum tu trebuie să te duci la psiholog pentru că multe traume de astea au revenit. Da, mi este și foarte greu să vorbesc despre, dar... tot ce am trăit eu în copilărie și prin toate traumele pe care le-am trăit, cred că undeva le-am depozitat undeva în interiorul meu de-a lungul anilor. Lucruri care au ieșit într-o oarecare măsură acum în jungla dominicană. Și multă lume te-a văzut pe tine sau te știa un tip mereu zâmbitor, da. Mereu pus pe glume, mereu cu dume la el și dintr-o dată, stai mă, că viața mea n-a fost așa ușoară. Și de fapt, uite, eu sunt cine sunt astăzi și din cauza lucrurilor întâmplate în copilărie. Fug de oameni agresivi, fug de momente care mă întorc în copilărie și încerc să mă păstrez mereu optimist, zâmbăreț, în mediul online, la televizor și pe unde trebuie să mai merg, dar atunci când mă lovesc de oameni, de ceea ce îmi face mie rău și ceea ce mă duce pe mine în copilărie, deci văd un blanc, nu știu, se scurciuitează ceva în capul meu și efectiv mă pierd, exact cum s-a întâmplat și în junglă. Deci am devenit foarte anxios, pentru că în viața de zi cu zi, dacă nu-ți face plăcere să stai cu mine... Te poți duce mai în stânga, mai în dreapta. Da, acolo dar acolo nu mai aveam unde să mă duc. Dar cum a fost copilăria ta? Sau de ce chestiile astea pleacă din copilărie? Eu mai am două surori. Tatăl meu a avut probleme cu alcoolul. Iar mama... a fost singura care a avut grijă de, practic, trei copii. Mamă, ce greu mi-e să vorbesc despre asta. Iar noi, practic, am fost crescuți de bunică, toți trei, pentru că în România o mamă singură cu trei copii este foarte greu. Țin minte că mama avea la un moment dat, nu știu, cred că 4 joburi, deci pleca dimineața și de obicei venea a doua zi dimineața. Doar ca să poată să vă întrețină. Da. Și mai mult am fost crescut de bunică și la un moment dat mama a trebuit să plece în străinătate. Ne-a fost foarte greu de parte de mamă. Tatăl vostru, având probleme cu alcoolul, era și violent cu toți trei sau doar cu tine, că erai băiatul? Nu neapărat cu noi. O singură dată am mâncat bătaie de la el, că aici e o fază amuzantă, că nu mi-a dat bani și am rupt poza de la nuntă cu mama. În schimb, el ce avea cu mama. Dar noi asistând, deci acum când vorbesc, deci flash-urile mele din copilărie... sunt mai, da, uși sparte, țipete, bătăi, mă trezeam cu el călare peste mama, în dorința de a o apăra pe mama, țin minte că mi-a rupt mâna, deci era, când bea, era foarte agresiv, era alt om. Și povestea asta o vedeai și tu și o vedeau și surorile tale. Da, cea mare este mult mai traumatizată ca mine, mult mai sensibilă. Are niște atacuri de panică foarte, foarte grave. Dacă se sperie de ceva anume, deci amorțește mâna stângă. Adică e, cum să zic, ea e cea mai afectată dintre noi trei, pentru că ea, fiind cea mai mare, a trăit și a văzut mai multe. Și a înțeles altfel, poate. Iar toți prietenii, familiei și cunoscuții noștri, adică eu sunt foarte diferit față de surorile mele. Eu sunt cel mai vorbăreț, cel mai optimist, cel care a vrut să apară la televizor, să facă lucruri în viață. Ele întotdeauna au stat foarte retrase și foarte închise în ele, tocmai pentru că, na, fiind și fete și trăind așa și văzând... Rulează imagini? Ele sunt surorile mele, Ramona și Raluca, cea mare din dreapta.
Ramona unde e acum? Ramona e în Germania. Ramona e în Germania, muncește acolo? S-a căsătorit, are doi copii și mama e tot în Germania. Mama, practic, a luat-o pe sora mea acolo pentru că nu-și găsea un rost. Era, nu prea ieșea din casă, nu avea prieteni, era, a fost foarte închisă în ea. Deci, da, să zic. Asta din cauza copilăriei, știi? Da, traumele. Sunt foarte multe discuții mereu când auzi că, de fapt, copiii din ziua de astăzi reușesc să fie adulții de mâine, dar pot să fie afectați sau nu în funcție de ce se întâmplă în familiile lor, știi? Că de multe ori poate sunt părinți care zic, lasă-mă, ce treabă are copilul, că ne rezolvăm aici ale noastre, dar alea cred că îți rămân undeva în cap acolo. Au rămas, dar au rămas pentru că și mie cumva, adică nu mă așteptam după, că au, deci le-am ascuns undeva, deci nu m-am mai gândit la ele, n-am mai trăit cu ele. Tatăl meu oricum s-a stins din viață acum 6 ani, adică nu m-am mai întâlnit cu el ca să-mi aduc aminte sau să mă mai întâlnesc cu momentele din copilărie. Mi-ai spus cum e, stai, Ramona și apoi sora cealaltă. Raluca. Raluca? Unde? Raluca stă în Constanța. Raluca și ea s-a măritat? S-a măritat și are doi copii, două fete. Uh-huh. Am o familie numeroasă, avem nepoței mulți nepoți. Și mama ta, practic, a fugit de tatăl tău în Germania? Sau au divorțat? Sau cum a fost? Au divorțat, tata venea, își cerea iertare, mama tot încercat pentru noi și ca să fim o familie unită. S-a tot reîmpăcat cu el, crezând că poate la un moment dat el se va schimba, ceea ce nu s-a întâmplat. Nici n-avea puterea să fugă sau să fie era teamă de, nu, de ce se poate întâmpla. Nu, păi de exemplu când se împăcau și ne mutam practic la el acasă cu toții, în momentul în care se făcea, nu știu, 7-8 seara și nu venea acasă, mă duceam la cărciuma unde știam eu că el se duce și bea. Dacă îl vedeam acolo, clar, veneam acasă, băgam o mașină tot și fugeam toți, nu mai stăteam în calea lui. Nu neapărat de noi, cât de mama. Dar când nu consuma alcool, era conștient de lucrurile pe care le face? Da, pentru că știi că chestia asta cu alcool a avut și știrile Pro TV, o campanie, și mai povestit cu doctorul Cristian Andrei de foarte multe ori. Problema asta cu alcoolul e o boală. Că foarte mulți oameni și pe la țară sau prin diferite orașe zic, lasă-mă să se lase de alcool, dar dacă nu poate singur om, adică are nevoie de un ajutor, de un medic, de un doctor, are nevoie de un consultant, de un psihiatru, psiholog, habar n-am, dar are nevoie de un om care să-l susțină acolo. Nu e ca și cum poți să renunți tu ușor de bunăvoie de multe ori. M-am încercat cu el, a dus și la dezalcoolizare, m-am încercat și cu vorba bună și cu vorba rea, cum se spune în popor, dar nu. N-a putut să renunțe. Deci el când lua primul, egal, o înghițitură, o picătură, se transforma. Deci el o săptămână de zile, el nu se mai oprea. Deci 24 de ore o săptămână, până nu îi se făcea rău de cădea pe jos, nu se lăsa de băutură și le combina, deci groaznic. Dar devenea foarte violent. El a rămas și fără permis, deci l-au anulat total, că făcuse câteva accidente foarte grave. Dar asta cu alcool, deci n-a putut nici pentru familie, nici pentru el, nici... Pentru și, noi. Și când a plecat mama ta în Germania? Când eram în Germania, n-a plecat în prima oară în Germania, a plecat în alte țări, unde să câștige mai mulți bani ca să ne poată întreține, că era foarte greu. Mâncare, școală, haine și așa mai departe. Iar acum în Germania de vreo aproape 20 de ani, cam așa. De aproape de 20 de ani în Germania? Da. Dar știi, spuneai că a murit tatăl tău în 2016? Da, da. Acum ai putut să-l ierți? Nu știu, mi este foarte greu. Eu acum cumva stau în casa tatălui meu, dorm cu lumina aprinsă, n-am reușit să vindem casa de acolo. A fost pandemie și nu mai puteam să mai stau în București, că plăteam chirie, adică degeaba și aveam casă la Constanța. Și în continuare dorm cu lumina aprinsă, îi simt cumva prezența, deci el e cumva oricum viu. Nu știu dacă e vorba de iertare, nu știu, cumva, na, am o chestie în suflet, că nu am putut să fim o familie din cauza, n-a putut mama să fie lângă noi. Am fost cumva împrăștiați și, practic, ne strângeam când venea mama de sărbători acasă, când putea, odată, de două ori. El a murit atunci și a fost o moarte imediată sau a fost o moarte în care puteai să mai povestești cu el? Nu, ne-a sunat cineva într-o dimineață că era... pe scaun în bucătărie, deci el a venit beat, că era, avea haine de murdare. Ai trebuit să se separaseră deja. Da. A mâncat probabil ceva, s-a necat și pe scaun a fost găsit. Deci a fost ceva subit, așa, nu.
Sunt momentele astea, știi, câteodată nu știi cum să le gestionezi și exact cum spuneam, poveștile astea s-au amplificat și la show-ul acesta, Sunt celebru, scoate-mă de aici, dar în același timp pentru tine mama e cel mai important om, adică tu vorbi, da. E femeia care practic v-a salvat și care a luptat pentru voi cu tot. Da, pentru mine mama, nu știu, înseamnă foarte mult, nici nu vreau să mă gândesc că va veni într-o zi în care practic nu va mai fi lângă noi. Nu știu, pentru mine este o eroină, s-a lăsat tot timpul pe locul 2, ne-a dat nouă tot, deci nu-și cumpăra absolut nimic, ne cumpăra totul nou, am muncit mai pentru noi și noi practic am fost copii crescuți prin telefon, că noi nu aveam altfel cum. Și că tu vorbești de telefon, copii crescuți prin telefon și uite, mama ta e cu noi. Să rămână doamna Gabriela. Nu cred. Bună ziua! Mi-au trecut lacrimile, crescuți prin telefon, dar să știți că au fost copii buni, că altfel nu reușeam. Sunt mulți părinți care au copii, de sunt lângă copii și nu reușesc să așa aibă e. Copii atât de ascultători ca ai mei. Sincer. Răzvan nu știa că sunteți cu noi la telefon că și mai devreme cum... Eu sunt la servit. Da. A spus că sunteți totul pentru el și că dumneavoastră ați fost liantul care i-ați unit, care ți-a ținut aproape, care practic i-ați salvat. Ei sunt totul pentru mine, pentru, cum să spun, ei n-au vrut să se nască. Deci eu am fost datoare și orice părinte dator să-și crească copilul dacă l-a făcut, copil în cazul meu. Deci am considerat, nu mi-a fost greu, nu mi-a fost, am făcut cu drag, i-am iubit și iubesc din tot sufletul meu până noi mai fi. Deci ei sunt totul pentru mine, toată viața mea sunt ei. Dacă n-am avut noroc în căsnicie, m-am chinuit, probabil s-a chinuit și el, dar n-am putut, asta a fost. Dacă n-ai noroc de prima oară, n-ai noroc niciodată. Deci ei sunt toată fericirea mea. Și m-au făcut mândră. Deci sunt mândră de ei, de toți trei. Sunteți și bunică. M-au răsplătit. Sunteți și bunică. Da, sunt și bunică. Și acum fiecare copil e oarecum pe drumul lui, se descurcă, măcar știți că ați făcut ce trebuie. Așa e, acum mie puțin mai greu să le dau drumul. Sunt freak control, cum se spune, deci așa am fost întotdeauna și acum încet, încet trebuie să las de la mine și să stau în băncuța mea, ceva de gen. Da, ca dar măcar știți că ați crescut niște copii care se descurcă în viață și în același timp știți că aveți niște copii care vă iubesc tare mult și asta cred că contează cel mai mult. Da, da, asta mi-a umplut sufletul. Asta mi-a umplut sufletul și mă face mândră. Deci nu îmi dau seama, nu cum spun ei că am renunțat, că am... Deci eu nu realizez. Eu știu că am făcut totul cu dragoste și cu drag și aș mai face încă de 8 milioane de ori. Răzvan spunea că și aduce aminte momentele alea când aveați și câte 4 servicii ca să puteți să câștigați bani, să aveți grijă de ei. Și acum am la fel, să știți. Ce puternică sunteți, ce mamă tare ai. Nu poate să stai acasă. Trebuie. Dar ce tare ai, mamă tare. Da, nu stă. Eu îi spun, mamă, doamnă, cred că dacă nu să vă ajutați în junglă, câștigați. Mama, da. Să știi. Da. Vai, cred că îi făceam, eu îi luam și la bătaie pe acolo. Deci mama ta era direct câștigătoare. Cu mine... Nu, cu mine nu le îi făceam cu capul. Răzvan e foarte prea sincer și prea domn și prea bine educat. Prea prost. Să știți că fiica mea cea mare, scuzați-mă puțin, vreau să vă spun, fiica mea cea mare mi-a spus, mamă, n-ai făcut bine, că nu ne-ai spus să fim tot timpul cinstiți și să nu mințim și să nu... Dar lumea este altfel și să știți că are mare dreptate. Dar altfel n-am știut. N-am știut altfel. Știți cum e? E mai bine că i-ați crescut dumneavoastră așa și să nu creadă că de fapt lumea e aia exact brea perversă și că de fapt toți oamenii sunt așa. Măcar ai un echilibru. Dar trebuia totuși o cale de mijloc, o cale de mijloc, sau ori s-o afle ei cu ani, nu știu ce să spun, mă rog. Vă mulțumim mult de tot. Dacă vreți să-i spuneți ceva băiatului aici, băiatul vă ascultă. Eu vorbesc cu el în fiecare zi, să știți. Te iubesc, mami, mult și îți mulțumesc. Tot timpul. Vă iubesc, mamă, și eu vă mulțumesc că existați. Pentru mine, fără voi, poate nu mai eram nici eu. Dar așa am fost nevoită. E foarte puternică, mă, aia parte. Vă mulțumesc. Te vă iubesc, mulțumesc, mami, din suflet și... Și lui Măruță îi mulțumesc. Că ne dă ocazia asta din când în când. Mă bucur mult de tot și să știți că sunteți
Foarte puternică, exact cum zicea și Răzvan, foarte tare, așa, adică chiar o luptătoare. Sunt. Sunt, să știți. Și sunt mândră de mine și cred că Răzvan cu mine seamănă. Sărut mâna. Vă mulțumim mult. Așa eram și eu când eram tânără. Mai timidă, mai spuneam să rup naș la pietre, așa face și el. Dar cu timpul viața te întărește. Sărut mâna. Ce nu te omoară, ce nu te doboară, te face mai puternic, nu? E obișnuită, îi place. Nu, dar știi ce? Îmi și place pentru că mama ta vorbește fix, probabil ce gândesc mamele plecate la muncă în străinătate sau mame de copii care au trecut prin ce ați trecut voi ca familie. Pentru că problema asta cu alcoolul e o problemă uriașă în România și e o boală, știi? Adică e o boală. Aș vrea să mai adaug ceva dacă îmi dați voie. Da, da, vă rog. Aș vrea să spun că eu am încercat cu soțul meu, cu tatăl copiilor mei, cu tatăl lor, să stau cu el crezând că e bine să stai cu tatăl copiilor. Până cea mare mi-a reproșat, era deja, avea 18 ani, era în clasa 12 la liceu și a venit acasă plângând, ea care niciodată nu mi-a întors cuvântul și mi-a spus: mamă, numai tu ești de vină că l-ai iertat atâtea ori, mi-e rușine să mă mai duc la școală, râd copiii de mine. Abia atunci am realizat că de fapt nu făceam bine ce făceam. Deci poate aud mamele și își dau seama că nu numai noi suferim ca femei, suferă copiii. De asta mă doare, mă doare că sunt toți trei, să știți, cu sechele. Au rămas cu sechele și nu e bine. Dar am reparat și eu cât am putut, dacă am putut, că nici eu n-am fost lângă ei. Ați reparat. Și exact cum spunea Răzvan, uite că se pot crește copiii și prin telefon dacă sunt crescuți așa cum trebuie, știi? Și dacă-și copiii sunt buni, cum zicea mama ta. Și dacă ascultă și dacă au respect, cred că, nu știu. Eu le spuneam, dacă nu faci așa cum spun eu, în 3 ore sunt acasă. Pe unde? Că nu puteam să vin, dar așa că să fim cuminți, da. Vă mulțumim mult de tot. Știu că sunteți în pauză la serviciu. V-ați luat un pic liber acolo să vorbim. Exact. Să știți că sunteți foarte tare și vă mulțumesc mult de tot că ați intrat în direct. Mă bucur că v-am cunoscut. Mulțumesc și eu. Mulțumesc mult. Mulțumim. Succes în continuare cu emisiunea. Mulțumim. Când a sunat pe mama înainte, nu mi-a zis nimic. Dar ce mamă puternică ai și se vede pe ea așa luptătoare, știi? Da, păi cred că dacă avea ocazia să vadă la televizor să fie cumva în direct și să aibă ocazia să vină acolo, cred că... Da, cred că venea. Dacă aveai cu mama ta acolo, dacă erai tu în junglă și aveai o cască cu 5 minute cu mama ta pe zi în care să-ți dea niște sfaturi, cred că altfel te monta. Mă monta, da. Uite, am primit multe mesaje pentru tine și zice: bună ziua, am avut aceeași căsnicie 15 ani ca mamei lui Răzvan. Am renunțat când fiul meu mi-a zis că la 18 ani, dacă tatăl vine băut, îl va lega de calorifer. Probleme, drame foarte multe legate de ziua, de problema asta. Bună ziua, în legătură cu Răzvan Botezatu, vă rog să-i spuneți că trebuie să-l ierte pe tatăl lui pentru că și el a avut traume de la părinții lui. Să taie coordonate între ei pentru a putea trăi în pace de acum încolo. Viața lui va fi altfel. Foarte mulți oameni care îți trimit mesaje și uite, zic să fii puternic. Bună, Măruță, mă uit la discuția voastră și retrăiesc copilăria mea. Aceleași traume le-am trăit, iar acum la 43 de ani le plătesc cu depresie și atacuri de panică. Tatăl meu nu este decedat și îți pot spune că doar dacă vorbesc despre el, tremur și mă apucă panică. Așa am 43 de ani, știi? Rămân. Dar multe mesaje au venit așa, uite, se zice cineva să fii puternic. Oameni care te plac și zic că te bucură să vadă că, că ești un tip responsabil, știi? Acum merg la psiholog, adică cumva am conștientizat că ceva nu e în ordine cu mine și că ceva trebuie, adică trebuie să-mi vindec. Nu, aveam chestia asta cu psihologul, că dacă mă duc înseamnă că sunt nebun sau cum... Da, majoritatea. Și de fapt nu cred că aveai tu problema asta, aveai că ce zic prietenii tăi sau anturajul, ce faci, mă, te-ai dus, ești nebun, gata. Da. Nu e adevărat, adică cred că oamenii s-au mai schimbat, știi? Și îmi face foarte bine. Și ce mișto e la psiholog? Deci super, deci mă înțeleg super, nu știu, mă înțelege altfel când îi spun, că altfel vorbești cu mama, altfel vorbești cu prietenul și altfel vorbești cu psihologul ajută foarte mult. Și cred că spune niște întrebări care te ajută să ajungi în profunzimea lucrurilor pe care le-ai trăit. Da, lucruri care la fel m-au afectat. Știi, eu nu știu niciodată povestea asta ta.
și prin ce ai trecut. Nu prea vorbesc despre... Te-am văzut un tip de care râzi, glumești, am zis, ce probleme, na, știi? Dar vezi, de multe ori, și pentru cei de acasă, aparențele înșală, nu știi niciodată ce are omul ăla în familia lui sau prin ce a trecut sau cum a ajuns. Mă gândesc că oricum oamenii au destule probleme acasă ca să mai vină să mă mai plâng, să mai fac și alte drame și să povestesc ce a fost și cum a fost. Oamenii se uită și la emisiunea ta, se uită și pe online, se uită la un film de comedie. Ca să mai râdă, să mai uite de problemele lor. Dacă nu mai stau oamenii acum să se mai încarce și cu problemele tale și al prietenilor. Și prin mesaje zice cineva, fii tare Răzvan botezatul și noi suntem trei frați și pe mama, tata o fugărea și o trimitea mereu după țigări. Dar sunt mulți oameni care, știi cum e, poate și au energie din povestea ta și zic că poate, nu știu, trebuie să rup pisica în două, să plec sau poate copiii trebuie să fie... Poate sunt mulți care se uită și au copii mici și zic, bă, trebuie terminat calvarul ăsta, că uite, copiii vor rămâne cu traume pe final, mai târziu. Mamei mele îi se făcea și milă de el, pentru că el, după ce își revenea, venea plângând. Și mama, probabil că se gândea să, avem un, să fie un tată la copii, că el când nu bea, era un om extraordinar. E momentul în care punea gura de alcool, gata. Era alt om. Era alt om cu tot. Răzvan, ai grijă de tine. Puteți să-l găsiți pe Răzvan Botezatu, chiar așa, Răzvan Botezatu, pe Instagram, pe Facebook, acolo vorbești da, cu oamenii. Da. Să ai succes, multă baftă și mult. Îți mulțumim mult de tot. Și să le saluți și pe surorile tale. Da, mulțumesc frumos. Mulțumesc mult de